Știți că aș vrea înainte să plecați să vă rog ceva, dacă se poate, bineînțeles. De exemplu, să nu plecați. Da. În fine, este vorba despre oamenii care, în general, lucrează pentru voi și pe care, de regulă, îi numim cei care stau în spate și care vă sprijină în tot ceea ce faceți. Ne-am obișnuit să avem un astfel de moment tot timpul și aș vrea să vă spun că și voi, fără să vă dați seama, aveți niște oameni în spate, la propriu de data asta, pe care aș vrea să-i nominalizez și în același timp voi, bineînțeles, dacă vă doriți și vă place ceea ce facem, să-i și aplaudați. Așa că vreau să le mulțumesc lui Betty, fă-ne cu mâna, Betty, Melinda, Ana, Claudia, Cami, Mea, Luci, Lenke, Irina, Cezar, Vlad, Mădălina, Vlad, din nou, Ciprian și nu cele din urmă Simona, cei care vor primi sau primesc felicitările voastre pentru că ei, într-adevăr, s-au ocupat de această conferință. Nu plecăm la masă pentru că mai urmează încă două prezentări care să vă facă poftă de mâncare, pentru că sunt extrem de interesante și am constatat că conțin și niște chestii foarte simpatice. Urmează în acest moment Monica Oltean, pe care vreau să o invit pe scenă. Unde ești, Monica? Ah, hai lângă mine. V-am spus că nu o să plecați. Domnilor, întoarceți-vă, că nu o să plecați. O să vedeți, după ce o vedeți pe Monica, nu vă mai întoarceți. Știți ce am constatat? Că e exact ca în bancul ăla, dar o vedem bine și de aici. Deci cei peste 40 au ieșit, ceilalți tineri au rămas. Monica, e scena ta. Mersi frumos, Doru. Bună ziua tuturor. Mersi frumos. Aștept și flipchart-ul. Mersi, Vlad. Îl folosim ulterior, poți să... E ok. Vă așteaptă la sfârșit, îl folosim acolo. Bun, super. Eu sunt Monica, reprezint companiile Wellington și Max Relax. Foarte pe scurt despre mine, pot să vă spun că în mai puțin de o lună o să împlinesc 10 ani de când sunt în aceste companii. Și lucrez cu o echipă foarte faină cu care am implementat programe de corporate wellness și cred că am inovat împreună cu companiile și cu clienții noștri și am reușit să dezvoltăm niște lucruri absolut foarte, foarte, foarte frumoase. Puțin despre Wellington, în caz că nu ne cunoașteți. Merge? Merge? Nu merge? Ai greșit. Ai uitat să-l... Bun. Ok. Îți foarte mulțumesc. Asta e. Bun, vă zic și fără slide, nu e nicio problemă. Wellington, suntem o echipă care suntem certificați internațional în zona de corporate wellness. Oferim, pornind de la consultanță până la a face assessment-uri în cadrul organizațiilor voastre, a afla ce probleme aveți și a crea programe personalizate de corporate wellness. Avem ca și suport global reprezentanții unei asociații din Statele Unite. Livrăm totul end-to-end și o facem la biroul vostru. Este super comod, super eficient. Da? Și trecând peste asta, o să vorbim despre cum implicăm angajații în programe de wellness și anume prin joc, prin gamification. Ia spuneți-mi câți dintre voi vă jucați sau ați jucat un joc pe telefon, tabletă, PC? Ia să vedem, ridicăm mâinile. Ne place la toți să ne jucăm, evident. Și de ce? Pentru că jocul ne face să ne simțim bine, da? Și sunt foarte multe elemente care se folosesc în joc, astfel încât să ne creeze niște comportamente și să le repetăm ulterior. Ce este acest gamification? Înseamnă să adăugăm anumite elemente din jocurile pe care le știți, da? În activități care nu sunt în mod tradițional jocuri, deci în activități de zi cu zi, ca să ne motivăm și să implicăm utilizatorii. Michael Wu, unul dintre cei mai votați lideri undeva în 2010,
I-a găsit puțin o altă nuanță și a zis că utiliză niște atribute ale jocului cu scopul de a obține un comportament de jucător într-un context non-joc. Ce înseamnă asta? Atributele jocului sunt acele elemente pe care le regăsiți în joc, gen mici insigne, leaderboard-uri, tot felul de lucruri de mecanică, de design, de storytelling. Comportamentul pe care vrem să-l obținem poate fi implicare, poate fi cooperare, depinde ce anume, poate curiozitate, da? Conștientizare și un context non-joc, orice înseamnă în afara jocului, adică organizația noastră, alte industrie, în armată, în voluntariat, peste tot se folosește gamification. Această piață a crescut foarte, foarte mult. Termenul a apărut undeva în 2002 și a fost menționat de Nick Pelling, un programator, însă abia în 2010 a prins contur și a început să fie atractivă pe piață. Și am impresia, în 2017 a fost evaluată piața de gamification undeva la 2,17 miliarde de dolari și se preconizează că undeva în 2020 o să ajungă la 11 miliarde. Deci o creștere absolut imensă, este folosită în toate industriile. Trecând mai departe, haideți să vedem cam ce elemente regăsim în gamification, ca să vă fac așa o idee. Pornesc de la cel mai important lucru, și anume motivația, de care s-a tot vorbit aici și au vorbit și antevorbitorii mei, vorbim despre factori motivaționali intrinseci, nu extrinseci, nu acele recompense, nu acele beneficii palpabile pe care le dăm, da? Am trecut de această fază. Daniel Pink, în cartea lui Drive, ne spune foarte clar că acel carrot and stick sunt de domeniul trecutului, funcționează decât în muncile repetitive, funcționează doar în zona unde avem, poate, nu știu, nevoie de muncă fizică și așa mai departe. În rest, tot ce înseamnă muncă unde avem nevoie de creativitate, de inovație, de tot ce înseamnă gândire și luarea deciziilor, avem trei factori motivaționali pe care ni-i menționează Daniel Pink, și anume autonomia. Ne place să avem autonomie, să avem libertate, să gândim singuri și să o luăm în ritmul nostru. Da? Avem mastery, cum scrie acolo, și anume perfecționarea. Ne place tot timpul să devenim mai buni, să aflăm mai multe, așa cum sunteți și voi aici și doriți să aflați cât mai multe informații. Și avem scopul. Ne dorim să muncim și să facem lucruri pentru un scop mai presus așa de noi. Nu doar de dragul de a o face sau doar să zicem, să câștige compania. Și la toate astea se mai adaugă încă un lucru pe care l-am găsit, și anume relaționarea. Adică suntem oameni sociali, suntem animale sociale, ne place să colaborăm, să cooperăm și să facem parte dintr-o comunitate. Avem partea de recompense, pe care le știm cu toții, și în gamification se folosesc aceste recompense, pentru că, pe termen scurt, pot să ne aducă, să ne motiveze să facem, să creăm anumite comportamente, să pornim anumite comportamente. Apropo de ce zicea și Enrico, dacă primim o recompensă, se declanșează în noi acel hormon dopamină, da? Deci acea stare de bine. Cu cât primim recompensa, tot timpul, nu știu, pot să vă dau ca exemplu foarte simplu like-urile de pe Facebook. Ai postat o poză, pur și simplu primești like-uri, continui acest lucru dacă îți face plăcere și îți place să primești like-uri, este foarte simplu. Și avem punctele, avem insigne pe care le primim, trofee și tot felul de cadouri și monetizări. Ulterior sunt elementele de joc. Acestea sunt deja puțin mai complexe. Sunt tot ce înseamnă provocări, înseamnă leaderboard-uri, acele scoruri de cine e primul, ultimul și așa mai departe, zona de competiție și colaborare. Și mai avem tipuri de utilizatori, de jucători, să le zicem, însă despre asta o să vorbim puțin mai încolo. Acum, de ce funcționează acest gamification? Am găsit câteva motive foarte simple. Unul dintre ele ar fi faptul că ne oferă control. Putem să avem acea autonomie care ne motivează, da? Să fim în control, să mergem în ritmul nostru. Un foarte bun exemplu sunt cursurile online.
Dacă ați făcut vreodată un curs online, ați văzut că ați putut să intrați, să faceți cursul în ritmul vostru, să-l parcurgeți, să mai săriți, să dați examenul când puteți. Da? Vizualizarea progresului, acele bare de progres pe care le găsim la anumite jocuri sau în alte medii, vedem unde suntem și încotro ne îndreptăm. În plus, ne permite cumva să ne împărțim obiectivul și să adoptăm un anumit comportament în pași mici. Da? Îl spargem în bucățele și încet, încet, cu încurajări, ajungem să ne îndeplinim acel scop. Încurajează un comportament pozitiv. Este foarte important să creăm o experiență pozitivă prin jocul de gamification, prin gamification, astfel încât oamenii să devină mai loiali și mai implicați. Sentimentul de realizare. Întotdeauna ne simțim bine când realizăm ceva. Vrem să bifăm tot timpul și să avem acest sentiment. Competitivitate. Ne place să fim competitivi cu noi înșine. La asta mă refer aici. Îmi place să ne depășim acel personal best, best score și așa mai departe. Și mai este competiția cu alții. Oricât de mult ne place să fim în competiție cu noi, ne place și mai mult să fim în competiție cu alții și să concurăm. Explorarea. Acea curiozitate. Da? Ne place să explorăm, să aflăm ce se află mai încolo, să descoperim lucruri noi. Un exemplu foarte bun pe care l-a dat și Enrico este Netflix-ul. Acolo poți să descoperi și să mergi din film în film, să vezi ce se mai întâmplă și așa mai departe. Primirea de recompense, nu excludem. Este foarte importantă, dar e o părticică foarte mică. Da? Exclusivitatea. Nu degeaba sunt mulți oameni care cumpără bilete de avion la clasa 1 cu mii de dolari sau euro, astfel încât să aibă un anumit statut, pentru că nu îl cumpără doar de a avea un, nu știu, un bar de șampanie sau pur și simplu un pat în avion. Spiritul de echipă și colaborarea. V-am zis, suntem animale sociale, ne place să colaborăm și ne place să ne ajutăm să obținem scopul împreună. Bun. Tipurile de jucători. Am găsit 4 tipuri. Primii sunt achievers, acei câștigători, să le zicem. Lor le place să obțină toate premiile, toate punctele și așa mai departe, dar le obțin nu pentru că ar putea să le folosească în joc, ci pentru că le oferă așa un anumit statut, se pot mândri cu ele. Explorers, da? Acei exploratori, ei intră în joc, explorează, descoperă, le place să descopere harta, este suficient pentru ei. Socializers, cei care socializează, le place să îi ajute pe ceilalți competitori să își atingă scopul. Și killers, cei care sunt tot timpul în competiție cu ceilalți, le place să câștige, să fie numărul 1. Înainte de a trece mai departe la câteva exemple și să vedem unde se folosește gamification, vă zic foarte pe scurt 6 pași ca să creați acest lucru și în organizațiile voastre, indiferent în ce departament îl faceți. Și anume, evident, definim scopul, după aceea obiectivele și cum le măsurăm, descriem comportamentul pe care dorim să-l obținem. Ulterior, determinăm ce procese sau activări facem pentru angajați, da? Apoi, pasul 5, folosim uneltele potrivite, de care v-am spus înainte, și apoi măsurăm, ajustăm și repetăm. Monica, ne apropiem de ultimele 5. Îți mulțumesc. Super. Totul este conectat. Spuneți-mi dacă vă confruntați cu această problemă organizației. Toată lumea se confruntă. Un studiu Gallup, de care s-a mai menționat, ne-a spus că global 15% dintre angajați sunt engaged la locul de muncă, sunt implicați la locul de muncă. Tot în studiu făcut de Gallup, undeva la 29% dintre millennials sunt implicați. România este undeva la 22%, deci suntem puțin mai sus de medie. Totul este conectat pentru că dacă nu avem engagement, poate nu o să avem nici retenție, o să avem absenteism, lipsește și profitul, cultura organizațională are de suferit, well-being-ul la fel este conectat cu toate astea, da? Și angajații nu sunt fericiți.
Bun. De ce să folosim gamification-ul? Foarte simplu. În ultim, vă aduc studii ca să fie mult mai ușor să vă și convingeți. Este un studiu făcut de Talent LMS și a spus așa că 80% dintre angajați le face plăcere să folosească un software de gamification în cadrul organizației lor. Da? Consider că gamificarea îi face și mai productiv și mai implicați, da? Îi face mai fericiți la locul de muncă. În general, oamenii sunt motivați mai mult de factori intrinseci decât extrinseci, indiferent dacă fac o sarcină ușoară sau grea. Angajații mai vechi, da? Deci mai în vârstă, sunt mai motivați de elementele de joc, culmea, decât cei tineri. Și au zis și de partea de penalizare acel stick. Foarte puțini ar fi fost motivați să-și îndeplinească o sarcină doar pentru că primeau o pedeapsă. Și folosim gamification de ce? Pentru că oamenilor nu inovează cu ușurință, pentru că nu își schimbă comportamentul cu ușurință, nu trec peste acea gândire convențională, da? Și nu gândesc foarte ușor în afara rutinei lor. Oamenilor nu le place să facă task-uri repetitive, zilnice, monotone, să efectueze muncă mecanică și nu le place orice implică schimbare de comportament. Unde folosim gamification-ul? Vă dau niște exemple foarte drăguțe. Niște cercetători de la Universitatea în Washington au de vreo 15 ani încercau să găsească cum să modifice structura unei proteine, astfel încât să această proteină îi ajuta să vindece HIV-ul. Și nu știau ce să facă și au făcut un joc. Și a invitat pe oricine dorește să joace acest joc. Haideți să vedem dacă ghiciți în cât timp s-a rezolvat această dilemă. Dilemă care avea de 15 ani. Bun, puteți zice? Cât a zis? O săptămână? 10 zile. Deci a venit un programator și o problemă care nu era rezolvată de 15 ani s-a rezolvat în 10 zile printr-un joc, prin gamification. Un alt exemplu este un profesor de la o facultate din Hong Kong, ca să-și învețe studenții la medicină să rețină tot felul de lucruri, a transformat sala de curs într-un escape room. Și studenții așa învățau împreună cu el. Un alt exemplu este o aplicație care s-a dezvoltat după ce o programatoare a avut o problemă medicală, a avut o comoție cerebrală și i s-a zis că nu are voie să mai facă nimic, trebuie să stea în pat, nu are voie la televizor, la tabletă, la orice îi stimulează creierul, pentru că creierul trebuia să se odihnească. Și a stat, ea a stat și la un moment dat zice, ok, creierul meu a început să-mi zică, tu nu te mai faci bine, ce ne face, mai bine murim. Deja devenise o problemă gravă și a zis, ok, trebuie să fac ceva. Și atunci și-a dezvoltat un joc pe care îl juca împreună cu prietenii, și le-a cerut indirect ajutorul ca să o ajute să treacă peste momentele de accidentate, momentele pe care le avea, problemele pe care le are și într-un an tot a fost mult mai ok și s-a simțit mult mai bine și ulterior a dezvoltat o aplicație Super Better se numește, o recomand să o încercați, care este foarte simpatică și te ajută să prin pași super mici să faci tot felul de lucruri zilnice, să te simți mai bine. Un minut. Mersi. Să mă grăbesc. Așa, bun. Gamificarea wellness. În ultim studiu lansat de Business Group on Health și Tower Watson spune că 45% dintre companiile intervievate au folosit competițiile drept o parte din munca lor, da, din programele lor de wellness și alte 15% dintre companii plănuiesc să adauge competiții. Însă, trebuie să înțelegeți că nu este suficient să avem un program de wellness și să-l bifăm. Oamenii trebuie să fie activi în acel program de wellness, să participe și, în final, să îi ajutăm să schimbe comportamentul, da? Să fie mai sănătoși pentru noi, să muncească mai bine, să fie mai productivi. Vă dau câteva exemple foarte simple pe care le puteți implementa. Sunt lucruri micuțe în gamification. Nu sunt orice înseamnă concursuri, cadouri, bonusuri, recunoaștere la nivel de companie că ai participat la nu știu câte maratoane, că ai reușit să slăbești prin metode ok. Apropo de slăbi și dacă vă e foame, să știți că este un nou trend fasting-ul, da? Deci dacă mai nu mâncați chiar
în continuu și faceți așa o pauză mai mare, se declanșează în corp niște lucruri minunate și vi se regenerează celulele, așa că bear with me. Programe de mișcare sau competiții de mers sunt foarte ușor de implementat. Noi facem acest lucru și a avut un real succes. Platforme de wellness pe care le puteți folosi să testeze angajații aplicații de wellness, să folosească wearables. Chiar dacă, să zicem, voi n-aveți buget să le dați acele wearables, rugați-i pe ei să și le aducă pe ale lor. Trebuie să mă mai lași, că am încă... Deci mai am actul 2 și trebuie să rezolvăm, să știi. Îi mai dăm, Monica, un minut? Maxim. M-am pregătit foarte serios. Nu mai avem timp din nefericire. Bun. Am adus și câteva exemple foarte simple, pe care o să le vedeți în prezentare. Și exemple internaționale. Aceasta este o competiție foarte drăguță la care am participat și noi cu angajații noștri și ea a fost un super succes. Vă recomand cu mare drag să o încercați. Nu este foarte costisitoare și pentru noi a implicat o competiție acerbă în a face cei 10.000 de pași pe zi pe care ne-au provocat în 100 de zile să îi facem zilnic. Și vă dau rapid câteva exemple ce am mai făcut noi în companii. Am făcut 30 Day H2O Challenge, e pur și simplu o competiție de conștientizare cu tot pachetul de comunicare care este implicat aici. Ulterior am făcut, cum am zis, competiții de mers. Ia să vedem. Așa, le-am dat și diplome, care erau diverse diplome foarte haioase, gen Johnny Walker sau White Walker sau Walker Polițist Texan. Și am folosit aceste bingo de wellness ca să-i facem să participe la cât mai multe evenimente. Bun, și acum așa de final, aveți niște cartonașe pe scaune și am nevoie de 4 voluntari din fiecare casă. Vrei al lui Harry Potter. Vrei să facem asta după masă, că n-avem timp fizic. N-avem timp fizic? Nu, pentru că mai înseamnă cel puțin 10 minute și nu mai avem timp. Okay. Se răcește mâncarea, da? Bine. Hai că până la mâncare, o să continuăm oricum. Nu, încheieți ideea, te rog. Încheieți ideea. Da. Încheieți ideea. Ok, așa, bun, super. Este foarte simplu. Ce vreau să rețineți este că programul vostru de wellness poate fi super mult îmbunătățit dacă folosiți gamification-ul și cu mare drag vă ajutăm noi dacă voi n-aveți timp. Atât. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult și noi!